Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Moș Crăciun. Într-o dimineață de iarnă, Buburuză, fetița mămăruță, îi spuse lui Bobiță, băiatul Melc: Închipuieți, în seara asta vine Moș Crăciun! Serios? Spuse mirat Bobiță. Da, el pune un cadou în cizmulița fiecărui copil cu minte. Pune-ți și tu cizmulița în geam. Seara, Bobiță își curăță cu grijă cizmulițele și le puse în geam. S-a culcat plin de emoții. Nu reușea să adoarmă. Privea cerul să vadă oare când sosește Moș Crăciun cu sania trasă de reni. Buburuză se trezi dis de dimineață. Fugi la geam de îndată. În cizmulițe o așteptau multe cadouri: creioane colorate și un măr roșu și mare. Bobiță fugi și el la geam emoționat. Era foarte curios să vadă ce i-a adus Moș Crăciun. Dar vai, cizmulițele lui erau goale. Bobiță era atât de trist încât n-a văzut pachetul mare roșu din geamul alăturat. S-a uitat din nou în cizmulițele lui, le lovea, le scutura, dar în zadar nu găsea nimic în ele. Desupărat ce era, a plecat în lume. Mie nu mi-a adus nimic Moș Crăciun, spunea plângând, deși am fost un copil Melc atât de cu minte. Între timp, Buburuză s-a dus să-l viziteze pe Bobiță. Ei, ia uite ce am primit de la Moș Crăciun! Degeaba bătea la ușă, băiatul Melc nu-i deschidea. Buburuză s-a speriat. Unde a dispărut oare Bobiță? Trebuie să-l caut! Au plecat cu ea Vendel, băiatul Rădașcă, Baltazar, băiatul Albină și Fulgușor, fetița Fluture. Bobiță! Bobiță! Hei, Bobiță! Se întunecase până când prietenii l-au găsit pe Bobiță. Și dea pe un trunchi de copac și plângea amarnic. Buburuza alergă la el. Ce e, Bobiță? Ce s-a întâmplat? Moș Crăciun nu mi-a adus niciun cadou, deși am fost într-adevăr un băiat Melc cu minte. Nu vorbi așa, îl consolă Buburuză. Sunt sigură că și tu ai primit un cadou. Poate a fost atât de mare încât nu a încăput într-o cizmuliță, iar Moș Crăciun l-a pus altundeva. Nu, eu n-am primit nimic. Nici nu cred că există Moș Crăciun. În clipa aceea a apărut pe cer o sanie. Era trasă de doi reni. Ho, ho, ho! Moș Crăciun le făcea copiilor cu mâna. Sper că fiecare v-ați bucurat de cadouri. La anul voi veni din nou! Bobiță se uita cu gura căscată după moș. Să mergem acasă la Bobiță și să-i căutăm cadoul! Băiatul Melc se însenină. Acasă la Bobiță, toți au observat repede pachetul mare și roșu. Privește, cadoul tău e în geamul alăturat. Așa e, ce bine! Bobiță își despachetă cadoul. Înăuntru se afla un set de clopoței colorați de vânt. Bobiță lovi un clopoțel, apoi ceilalți se loviră unul de altul și casa se umplu de clinchetul lor. E minunat! Vendel agăță clopoței deasupra intrării, apoi copiii și-au luat rămas bun de la Bobiță. Bobiță se culcă mulțumit. Clopoței îl făcură să adoarmă imediat.